Bun găsit, tovară și prieteni! Sunt unii oameni care fie sunt antreprenori, fie visează să devină antreprenori, fie se pregătesc asidu să devină antreprenori. Și urmează cursuri de cum să devii antreprenor de succes. Vă întreb, cum puteți voi să dormiți noaptea? Cum puteți voi să stați la masă, la masa de seară? sau de prânz sau de noapte și să dormiți noaptea la gândul că acel succes pe care l aveți voi ca, sau l-ați putea avea voi ca antreprenori ar atrage după sine falimentul altor antreprenori cu muncitorilor cu tot și rămânerea lor fără pâine. Cum puteți voi dormi noaptea știind că fiecare succes al vostru ca antreprenor antrenează scoaterea de pe piață a altor antreprenori și al muncitorilor lor și rămânerea lor fără pâine? Cum te puteți voi dormi noaptea știind că fiecare dolar în plus în contul vostru poate, poate să însemne foarte bine un om rămas fără pâine? Că succesul vostru. Este direct proporțional cu foamea celorlalți. Cu eșecul care antrenează foamea sau lipsa de adăpost a celorlalți. Gândiți-vă bine și răspundeți. Și poate veți realiza că ceea ce urmăriți voi și ceea ce venerați voi înseamnă jocul morții. Asta este numele jocului: jocul morții. Numai bine. Aveți timp de gândire.